Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast. În seara aceasta o am alături de mine pe o prietenă veche, pentru că îmi permit să spun așa, chiar dacă am făcut parte din partide politice diferite, Maria, pe Maria o cunosc de, cred că de 15 ani, de la tineretul democrat-liberal, ulterior tineretul liberal, când era președinte și era, cred, una dintre cele mai active tinere din politică, de fapt și astăzi este una dintre cele mai active tinere din politică, un om foarte serios, dacă nu mă înșel în momentul de față asistent la o facultate din cadrul Universității babeș boiei consilier județean, mama trei copii, atenție astăzi cât de greu e să faci un copil și câte cupluri se asumă să-și facă un copil, dar în minte, trei, are o familie frumoasă, un soț extraordinar, și mă bucur că ai acceptat invitația și că ne revedem, așa, într-un cadru, sper cât se poate de format. Servus Horia, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur că, în sfârșit, ne revedem și ne vedem la, la podcastul tău. Îți mulțumesc că ai venit, hai să începem, așa, în forță. Ai observat zilele astea că este hărmălaie mare tema deciziei de la Curtea Constituțională, Diana Șoșoacă, pe care cred că niciun dintre noi nu o simpatizăm în mod deosebit, i-a fost interzis dreptul de a candida, poate că nu știu, un cuvânt cam dur, unii spun că în spate ar fi interesul PSD-ului de a-l introduce pe George Simeon în turul 2, Alții spun că până la urmă asta e o normalitate democratică și că na, nu chiar oricine poate scandeze la președinția României. Eu totuși aș vrea să aflu punctul tău de vedere pentru că am văzut și analiștii politici au tot felul de păreri. Bun, din punctul meu de vedere este clar că este o greșeală ce s-a întâmplat și decizia CCR este condamnabilă și blamabilă. Aici sunt, din punctul meu de vedere, două Raționamente. În primul rând este dreptul oricărui cetățean de a candida și de a fi ales. Suntem într-un stat democrat, cu alte cuvinte, acest drept, așa cum am spus, este statuat în Constituția României și trebuie respectat. Pe de altă parte, dacă ne gândim punctual la Diana Șoșoacă, parcursul ei politic de până acum, declarațiile pe care le-a avut și... Dacă spunem cu subiect și pe predicat filonul ei extremist pe care îl are, toate aceste caracteristici ale Dianei Șoșoacă, în mod normal, nu ar trebui să o consacre sau să-i dea un drept de a ocupa cea mai importantă poziție în stat. Dacă ne gândim la principii. Dar aici discutăm la, de, despre niște drepturi constituționale pentru pe care, așa cum am, am precizat, fiecare cetățean trebuie să, să beneficieze. Uh, din acest punct de vedere, cred că decizia CCR ce a fost una greșită față de un cetățean care a dorit să candideze. Pe de altă parte, uh, toate derapajele uh, Dianei de Șoșoacă. Uh, și eu le, le dezavuez și nu le, le agreesc. Cred că Diana Șoșoacă, în parcursul ei politic, a fost un, un personaj care a diluat tot, ce, tot ceea ce înseamnă discurs politic, adevăratele preocupări și probleme ale, ale românilor, le-a dus într-o zonă... Uh, să spun total, total neserioasă, și care nu ar fi trebuit să, să fie pe agenda publică a României. Revenind, în consecință, cred că toate sau activitatea ei politică trebuie să, să fie analizată și judecată prin prisma persoanei ei. Însă. Pe de altă parte, CCR nu ar fi trebuit să, în niciun caz să oprească sau să stopeze dreptul unui cetățean de a, de a candida. Eu știi, pentru prima dată mi-am dorit ca chestiunea șoșoacă să se termine într-un stil românesc. Într-un stil românesc ar fi fost o verificare mai amănunțită a semnăturilor la bec pentru că cred că anumite instituții ale statului puteau să facă în așa fel încât să nu, nu se ajungă pe ca și cuvintea constituțională să poartă astfel de povară. Până la urmă, haideți să fim serioși. Dacă, nu știu, anumite partide extremiste în perioada interbelică ar fi fost interzise în Germania și în Italia, poate n-am fi avut nenorocirea celălalt de război mondial. Adică, cred că trebuie să existe și o oarecare, nu știu, limită, drept dovadă vedem și declarațiile de după decizie care au fost declarații antisemite și ultra extremiste, adică nici nu mai pot să mai spun că sunt extremiste, sunt mai mult decât extremiste, sunt da dreptul e Mai, din punctul meu de vedere, faptul că i-a interzis o candidatură în ochii unor cetățeni sau a unei mase, doamna Șoșoacă a devenit o eroină, mai mult decât atât în perioada de pre-campanie, respectiv, în campania electorală, doamna Șoșoacă va confisca uh, anumite teme și, așa cum am spus, va duce dezbaterea în alte zone pe care românii nu ar trebui să fie uh, preocupați sau politicienii din România nu ar trebui să fie preocupați. ce îi preocupă acum pe români? Faptul că trebuie să avem, în primul rând, siguranță, securitate, locuri de muncă bine plătite, să avem... Uh, Condiții uh, de trai, la fel ca și în țările europene, la care noi privim cu, cu invidie, copiii noștri să trăiască într-un mediu sigur, să avem alimente de calitate, pe de altă parte, nu știu, agricultura să performeze și fermierii să fie susținuți. Deci, cred că acestea sunt adevăratele teme și nu tot, toate baliverele pe care poate doamna Șoșoacă să le, să le spună. Iar revenind. Cred că prin această decizie, dată de uh, judecătorii CCR, care din câte am înțeles, patru dintre aceștia sunt, uh, au fost propuși la recomandarea PSD, cred că nu face altceva decât să o creioneze pe doamna Șoșoacă ca și o eroină și doamna Șoșoacă să aibă acum motive întemeiate și o tribună de unde să își continue toate derapajele. Uite, eu știu că tu ești un, un uh, membru de partid uh, corect cu partidul și de-a lungul timpului uh, ai apărat pozițiile oficiale ale partidului, chiar dacă ai avut și polițiile tale personale. Uh, eu, sincer, n-am votat uh, niciodată nici cu PNL-ul, nici cu Emil Boc, dar uh, pe cuvântul meu de n-aș la prezidențiale să iau, nu știu, din zona dreptei, uh, posibil candidați pe uh, Ilie Bolojan sau Emil Boc ori Hai să zicem Emil Boc, Clujan de nostru sau Elie Bolojan. Uh, Întrebarea mea e, în felul următor. Am văzut ieri un clip s-a dus președintele PNL la Măruță. Sigur că a fost extrapolat de partidele de opoziție. Dacă te uiți cu atenție îți dai seama că se prinde și că încearcă o adecare glumă. Uh, totuși, uh, întrebarea mea te va surprinde. Ce consider aveți la București? Pentru că, sincer să fiu, mie nu mi s-a părut că Ciucă nu înțelege. A înțeles foarte bine, a încercat să facă o glumă, nu i-a ieșit din, din, lipsa asta de talent actoricesc. Că e clar că nu e cel mai mare actor politic. Partidele de o opoziție, dar și PSD-ul, au început să glumească, zic eu, nefirești și necinstit. Totuși, cine îl consiliază la București? Partidul? E o echipă externă care se ocupă, îl sfătuiesc, adică. Pentru că, în mod normal, ar fi trebuit să facă numai tehnic vorbind. Cred totuși că, la nivelul emisiunii la care a fost domnul Nicolae Ciucă, nu, nu cred că întrebările au fost servite dinainte. Deci, cred că a fost totul foarte, foarte spontan și fiind și o emisiune de divertisment, tocmai în această manieră, domnul. Președinte Nicolae Ciuc a dorit să, să facă o glumă și să. Uh, nu știu, poate, să nu spună direct și franc, exact, să răspundă la întrebare. Dar uh, cred că aici nu a ținut neapărat de, de consilierii uh, domniei sale, ci faptul că. În 90% din, din timp, domnul Ciucă este un, o persoană foarte serioasă, foarte rigidă. Să nu uităm că zeci de ani a fost în, în armata română și este actualmente general în, în rezervă. Deci, prin prisma activității de până acum, domnul Ciucă a fost nevoit să fie o persoană serioasă, rigidă și, mă rog, așa cum se impune practic în, în domeniul acesta al ordinii și siguranței publice și al armatei în, în general. Este regretabil în același timp faptul că și PSD și ceilalți contracandidați politici, pentru că am văzut inclusiv ieșirea regretabilă a doamnei Elena Lasconi, care, din punctul meu de vedere, mă surprinde negativ. Totuși este o femeie, este o doamnă în politică, este fost jurnalist. Mi se pare că în ultima perioadă doamna Lasconi are niște abordări total necontrolate atât la adresa contracandidaților, dar și la adresa românilor. În general, să nu uităm Remarca pe care a făcut-o la adresa românilor din diaspora, regretabilă de altfel. Uh, revenind, uh, reacțiile și faptul că contracandidații președintelui Nicolae Ciucă au speculat această emisiune, uh, denotă faptul că acesta este nivelul de dezbatere din România, din păcate, și acesta este nivelul pe care anumiți politicieni vor să-l mențină în România. Așa cum am spus, în loc să ne preocupe subiectele cu adevărat importante pentru români și să găsim soluții la, la problemele cu care ne, ne confruntăm, iată că ținem pe agenda publică o emisiune de divertisment, cu o glumiță care poate a fost mai mult sau mai puțin reușită. Dar asta nu înseamnă că acest eveniment petrecut. La emisiunea domnului Măruță, uh, nu știu, anulează toate lucrurile bune pe care le-a făcut domnul Ciucă, sau poate toate uh, elementele bune de care se bucură dânsul. Nu trebuie să privim, din păcate, asta e problema în România. Un politician, dacă 5 ani de zile sau 10 ani de zile sau 2 mandate, 8 ani de zile, face lucruri bune. Toată lumea are impresia că e o chestiune absolut normală, și, pe de o parte, este normală, pentru că de aceea politicianul este investit să, prin vot să lucreze pentru cetățean ca să își facă bine treaba. Pe de altă parte, dacă de-a lungul mandatului intervine o situație neprevăzută sau prevăzută sau uh, o situație minoră, tot ceea ce ai făcut uh, bun timp de mulți ani de zile, se anulează și e, e păcat. Practic poate, poate devine și un anumit consum de imagine a omului politic care după o perioadă, mă rog, devii familiar cu el și la un moment dat vrei altceva ca în orice alt domeniu, de la gastronomie, nu știu, acum tine de ăștia își schimbă relațiile odată la 3-4 luni. Deci e cum să zic, mult mai dinamică lumea și atunci poate că Cred că după o pandemie noi o... ca și uh, societate și lumea întreagă s-a schimbat foarte mult, tocmai pentru că în pandemie am fost uh, nevoiți să muncim online, să stăm foarte mult pe online și atunci este uh, Practic, și rezultatul unor analize științifice, faptul că capacitatea de atenție a devenit mult mai redusă, și tot timpul avem nevoie de dopamină, adrenalină și lucruri noi care să ne întrețină fericirea și psihicul împlinit. Uite, eu de câteva săptămâni, hai să zicem cam de vreo două luni, discut cu foarte mulți prieteni și credem că astăzi, nu știu, cel puțin din cercul meu relațional, exceptând pesediștii, cei mai mulți nu știu cu cine să voteze. Și mi-aș fi dorit ca și cetățean care astăzi nu e implicat decât din punct de vedere a mediei în viața cetății, mi-aș fi dorit, de exemplu, ca pe candidații la președinție de la Ciucă, la Ciolacu, la Joana, la Simion, la Lasconi, să-i aud că discută, din punctul meu de vedere, la modul practic, de cea mai gravă problemă cu care se confruntă România astăzi este tratată cu multă indiferență de mulți politicieni consumul de droguri: droguri ușoare, droguri periculoase, agresive. De faptul că statisticile nu surprind adevărata realitate: când școlile noastre acest flagel a pătruns foarte puternic în școli, în licee că părinții sunt disperați, că nu știu ce să facă, dacă e vorba de cercul de prieteni, dacă e vorba de unitatea de învățământ, unde sunt respectivii copii încadrați, e o problemă care am preluat-o din Occident, nu avem cum să scăpăm că asta e piața unică, da? în care și cele bune și cele rele le împărțim împreună și încet, încet o să ajungem la concluzia când ne transformăm într-o mică columbie, nu la producție, dar cu siguranță la consum. Uh, ai avut niște întâlniri în ultimul an, te felicit ești, cred că singurul politician n-aș vrea să exagerez din zona asta de nord vest care a întreprins niște acțiuni exacte vis-a-vis -vis de acest flagel, ai organizat niște întâlniri mari cu sute de elevi în fiecare oraș a județului și aș vrea să-mi povestești un pic ce faci din calitatea ta de președinte a TOP, Autoritatea Tributare de Ordine Publică, din cadrul Consiliului Județean ce faci vis-a-vis -vis de acest subiect pe care l-ai luat în brațe, pot să zic, ești un Corrado Catani doamnă a crujului. Da, mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Consider că nu am făcut mare lucru, deși în ochii opiniei publice așa s-a zugrăvit că am făcut multe, dar totuși am făcut puține și cred că noi, ca și societate, facem foarte puțin în acest domeniu. Așa cum ai subliniat și tu, din păcate, această temă extrem de importantă și flagelul reprezentat de trafic și de consum de droguri nu este. Asumat foarte mult de către politicieni, de către candidați. Eu, și eu sper că, odată cu începerea campaniei electorale, această temă să fie discutată, dezbătută și, în primul rând, trebuie să găsim soluții, trebuie să intervenim, pentru că toleranța trebuie să fie zero, atât în ceea ce privește traficanții de droguri sau, mai ales, față de traficanții de, de droguri, dar, în același uh, timp, trebuie să. Avem o toleranță zero și față de consumatori, mai ales de consumatorii de mare risc, de substanțe de mare risc. Am preluat această temă de mai bine de un an și jumătate. De ce? Pentru că uh, am participat și eu, la rândul meu, la o dezbatere în uh, municipiul Gherla, la care au participat. Fel de fel de profesioniști în, în domeniul combaterii și a traficului de droguri, psihologi, dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost prezența uh, doamnei Drăgan, uh, Georgiana Drăgan de la Teen Challenge România. Este director al Centrului de Fete al Teen Challenge România. Este o asociație care se ocupă de ajutorarea și ajutorarea, pe de o parte, a, a persoanelor consumatoare de droguri, dar și a, o a, promotoare a activităților și a campaniilor de prevenție în ceea ce privește consumul de droguri. Chiar ea însăși a fost o consumatoare de droguri la București împreună cu fratele ei. A, își povestește peste tot a, povestea în mod foarte asumat. Și m-a impresionat foarte mult și mesajul și povestea ei și atunci când am văzut-o am, mi-am luat angajamentul ca și eu la rândul meu să organizez astfel de conferințe și alături de mine să-i chem pe tinerii de la în Challenge România să-și spună povestea, pentru că mi se pare esențial ca uh... tinerii, Oștii consumatori să vină să povestească în mod asumat prin ce au trecut, care sunt riscurile. Această componentă este mult mai importantă decât orice mărturie, recomandare sau speech spus de către o autoritate publică. Pentru că tocmai vine. De la o persoană apropiată de vârstă cu cei la care noi ne adresăm, respectiv tinerii din județul Cluj, și mai mult, așa cum am spus, ei își comunică povestea și spun adevărul despre consumul de droguri. Pentru că, din păcate, pe rețelele de socializare sau în discuțiile pe care tinerii le au în cadrul anturajului, consumul este o chestiune foarte cool, este o chestiune la modă poți să consumi că nu ți se întâmplă ție absolut nimic rău, iar toți cei care au trecut prin drame, chiar și prin uh, moarte, sunt niște excepții și nu niște reguli. Din potrivă, adevărul este total invers și tocmai acest adevăr trebuie spus cu subiect și predicat și în mod asumat tinerilor. Pe parcursul a aproximativ 4 luni de zile ne-am întâlnit cu peste 2000 de elevi din, din, județul Cluj. Practic au participat elevi de la toate liceele din județul Cluj, atât tineri din mediul rural cât și din mediul urban, pentru că fiind vorba despre tineri de la liceele din municipiul Cluj-Napoca, Gherladej, Câmpia Turzi, Turda, respectiv orașul Cuedin, la aceste licee sunt și tineri din mediul rural. Am participat, bineînțeles, și cu colegii mei din ATOP. I-am avut alături de mine pe doamna comisar Gina Pop, este șefa biroul de Prevenție din cadrul IPJ Cluj, pe domnul Sebastian Marcu, este comisar șef în cadrul Centrului pentru Antidrog al Județului Cluj, de asemenea doamna Marinela Marc, șefa al Inspectoratului Școlar Județean. Colegul meu Mircea Budian din partea Guvernului României, pentru că și Guvernul României are câteva inițiative în privința uh, prevenției, dar și prin uh, sprijinul pe care îl oferă uh, Parlamentului României ceea ce privește legislația. Pentru că am văzut că după cazul 2 mai, unde au fost uh, uciși uh, doi tineri, de către un șofer care consumase substanței interzise, legislația a început să se înăspriască în ceea ce privește mai ales traficul de, de droguri și bineînțeles la aceste întâlniri așa cum am spus au venit și, și tinerii de la Teen Challenge care au povestit lucruri foarte dramatice pe care poate doar în filmele de pe Netflix le-ai fi uh, văzut și auzit Inclusiv un tânăr ne povestea cum prietena lui uh, s-a aruncat de pe pod, fiind într-un stadiu avansat de uh, consum de droguri. Mai mult, un alt uh, tânăr de la tincelești ne-a povestit cum mama lui a încercat să-și pună capăt zilelor pentru că nu mai reușea să facă față stresului și a poverii, Că fiul ei consumă, că fiul ei a manetat toate bunurile din casă. Deci, povești care efectiv te cutremură și mi-am asumat în același timp, pentru că sunt și mamă a trei copilași, deși ei nu sunt încă la, să spun, vârsta anturajului sau a vârstei care, conform anumitor statistici. Încep și debutează în, în consumul de substanțe interzise, dar mă gândesc în perspectivă ca la momentul în care copiii mei vor fi la vârsta de 10, 11, 12 ani să nu-mi reproșeze sub nicio formă că mamă ai fost în anumite poziții, ai ocupat anumite poziții publice și nu ai făcut nimic pentru a diminua acest flagel, pentru că destopat va fi foarte greu să fie. Stopat. Și, și în această calitate, cred că este de datoria mea morală să fac tot ceea ce îmi stă în putință, astfel încât să mă implic, să chem alături de mine toți factorii de decizie și asta chiar m-am bucurat, pentru că am creat un ecosistem, un grup de lucru, ne-am așezat toți la aceeași masă și am zis, ok, fiecare cum poate contribui pentru. A avea o campanie de prevenție de succes. Și iată că ne, ne bucurăm că am putut să interacționăm cu 2000 de elevi, care cu siguranță sunt foarte convinsă pentru că am fost acolo și am văzut. Uh, expresiile uh, fețelor lor. Au avut o expresie când au intrat în sală și probabil se gândea, uite, acum participăm la o altă. Campanie de prevenție a școlii noastre, a inspectoratului, că într-adevăr se întâmplă, sunt foarte multe activități de prevenție, dar prin faptul că au ascultat acele mărturii, cu siguranță, optica lor, gândirea lor a fost total schimbată și, în momentul în care cineva, de-a lungul adolescenței lor și nu numai, îi va servi sau îi vor servi cu anumite substanțe interzise, cu siguranță se vor gândi de două ori, rememorând acele experiențe ale tinerilor de la Teen Challenge România. Da, uite, nu te-am întrerupt, rar mi se întâmplă să las pe cineva să vorbească atât de mult la podcastul meu, pentru că puneam în timp ce te ascultam cu atenție, puneam o întrebare atât de stupid de banal, încât nu vine să cred că o să-ți o poziție. De ce nu au și alți politicieni? Că vorbesc despre subiectul ăsta. Adică mie mi se pare foarte grav. Nici de la tine din partid n-am auzit. Nici de la PSD, nici de la... Vorbesc doar ca să vorbească. Acționează doar ca să acționeze. Oare n-au copii în situația asta? Sau nepoți? Sau rude? Sau... de ce eu vreau să, vreau să te contrazic. Te rog. Uh... Cred că acum trei sau patru luni de zile a, a venit în vizită la Cluj doamna ministru al justiției Alina Gorghiu. Și atunci era ministru justiției și acum este. Cred că prima de aprilie. Așa. Domnia sa a venit la Cluj cu un alt scop. La bilanțul, era biranțul... Curt. Exact. exact. Bun. În primăvara. Aflând că domnia sa va fi la Cluj, am uh, discutat cu echipa domniei sale să uh, avem o întrevedere, o întâlnire cu domnia sa la prefectură și am și uh, organizat întâlnirea respectivă alături de doamna prefect Irina Munteanu, alături de uh, doamna Marine Marc, inspector uh, șef, inspector general al ISJ Cluj, care este și consilier județean, alături de mine în consiliul județean. Toate patru doamnele suntem mame, suntem din Partidul Național Liberal și suntem, să spun, vector de imagine și de opinie în pozițiile pe care le ocupăm. Deci, iată că se poate. Atât la nivel județean, dar și la nivel național, ne-am întâlnit, așa cum am spus, am discutat. Doamna ministra... a fost foarte receptivă și a notat problemele și Vedem, repet, din punct de vedere al legislației, s-a schimbat legislația și... Asta pentru că ai luat tot aurul de coavne, că altfel nu se întâmplau lucrurile eu astea. Eu cred că și prin prisma numeroaselor cazuri de șoferi absolut irresponsabili care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice și sub influența substanțelor interzise. Repet, Cred că societatea românească trebuie să aibă toleranță zero față de acești indivizi total irresponsabili, nu doar irresponsabili față de propria lor viață, ci irresponsabili față de semenii lor cu care se pot întâlni în trafic, pe stradă și așa mai departe. Nu pot să fie atât de inconștient să Cred că oricum nu mai gândești când ești sub influența alcoolului sau sub influența substanțelor interzise. Nu mai ai capacitatea să gândești. Dar nu poți să te urci la volan și să nenorocești vieți omenești, familii întregi și o societate în, în, în general. Pentru că vrei să te simți bine și să, nu știu, fii fi în al nouălea cer. Este strict problema fiecăruia ce face în intimitatea sa, deși și atunci anumite elemente sunt de blamat, Dar în momentul în care ești pe ușă, sub influența alcoolului și a băuturilor și a substanțelor interzise, trebuie să te gândești că pui viața în pericol, viața oamenilor în pericol și automat poate și viața ta. Așa cum s-a întâmplat în ceea ce privește uh, situația de la 2 mai, când doi tineri au fost omorâți la vârste extrem de fragede și familii nenorocite, care până în ziua de astăzi merg în justiție să-și caute dreptatea, și cu toate astea, încă după aproape doi ani de zile, dreptatea nu, nu li s-a făcut. Deci nu știu ce este atât de evident faptul că acel șofer a fost drogat, a fost dovedit drogat a ucis doi oameni și cu toate acestea procesul tărăgânează de mai bine do de doi ani de zile. Nu vreau să mă implic sub nicio formă în uh, actul de justiție sau în deciziile judecătorilor, dar cred că aici este la mintea Cocoșului că a fost comisă. Eu am apreciat de-a lungul timpului faptul la tine că nu te-ai comportat, sigur, fiind un partid de dreapta, nu te-ai comportat precum un pionier uh, utecist, adică doar să dea share și like la postarea de partid, la postarea colegilor, la postarea șefilor, că în și șefi. Și uh, cunosc prea puțin consilieri județeni și locali. Acum sunt și niște domnișoare, chiar dacă nu sunt de-a voi din partid, în consul local destul de bine pregătite. Dar de foarte multă vreme n-am mai văzut un, un politician local care, pe lângă activitatea aia clasică de partid, pe care cetățenii nu o înțeleg, dar să știți că e și aceea necesară, și-a asumat, tu ai cel puțin două teme mari asumate și ai și făcut ceva în direcția asta, nu doar ai postat trei poze pe Facebook, mă refer la lupta împotriva flagelului drogurilor și la faptul că ți-ai propus să ajuți procesul de sterilizare dacă nu greșesc, ca câinilor din Cluj și să apropii mai mult câinii părăsiți de adopție și de oameni este o chestiune cu care, în care iau și în alte orașe, nu, nu găsești politicieni care să fie interesați de acest subiect o să te rog să-mi spui și despre programul vostru de sterilizare a câinilor pe care l-ai susținut și știu că ai o colaborare foarte bună cu ngo ul de profil da, înainte să trec la acest subiect, vreau numai să concluzionez legat de uh, campania noastră de prevenție antidrog. antidrog. Uh, pentru că vreau să transmit oamenilor că această campanie va continua. Nu ne-am oprit la acele întâlniri pe care le-am avut în județ. Vom reîncepe în perioada imediat următoare alte întâlniri, de data aceasta cu părinții. Pentru că. Din întâlniri ne-am dat seama că există o problemă de comunicare între adolescenți și părinți. Pe de altă parte, foarte mulți părinți, din lipsa timpului, din lipsa, să spun, poate a identifica anumite semne la adolescenți, nu, nu pot identifica perioada de debut a consumului de droguri sau nu pot identifica semnele. Evidente pe care un adolescent le are în ceea ce privește debutul la, la consumul de, de substanțe interzise. Și atunci am luat inițiativa ca în perioada imediat următoare să mergem în toate zonele urbane ale județului Cluj și să ne întâlnim cu părinții, prin asociațiile de părinți, cu părinții. Liceinilor din Județul Cluj, pentru a le prezenta, pe de o parte, semnele de debut ale consumului de substanțe interzise, pe de altă parte, pentru a-i asigura că autoritățile sunt parteneri în această luptă și, în niciun caz, nu suntem dușmani sau nu ignorăm această problemă. Le vom transmite și care sunt instituțiile la care trebuie să apeleze cu încredere și fără rușine în momentul în care. Uh, identifică uh, copilul, tânărul, ca și ca fiind consumator. Pe de altă parte uh, îi vom duce și pe tinerii de la Teen Challenge românia alături de noi. Tocmai pentru a reitera faptul că această problemă este una gravă și trebuie tratată în mod serios atât de părinți, dar și de noi de uh, autorități și trebuie discutată, dezbătută și ținută acolo sus pe, pe agenda publică. Revenind la uh, animale. animale. Câini. Aceasta a fost uh, o altă temă de discuție în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică. De-a lungul uh, ședințelor noastre i-am avut invitați pe uh, reprezentanții Animal. Uh, Serious Rescue din, de la nivelul județului Cluj, este o asociație care se ocupă de peste 200 de câini uh, abandonați de la nivelul județului. Ei uh, chiar au făcut un, uh, un adăpost Trinity se numește, pe raza comunei Căpuș. Este o activitate admirabilă pe care o fac și felicit uh, și cu această ocazie. Tocmai pentru că în cadrul la top am discutat despre Nevoia sterilizării câinilor cu și fără stăpân, și faptul că, la momentul acela, foarte puține unități administrativ-teritoriale alocau fonduri pentru, pe de o parte, sterilizare și, pe de altă parte, vaccinare, microcipare a animalelor, ne-am ne -am asumat să, să depunem și noi eforturi astfel încât. Pe de o parte, cetățenii să fie informați asupra obligațiilor pe care le au în momentul în care dețin un animal de companie. Pe de altă parte, să informăm și autoritățile publice locale faptul că, în momentul în care există animale de animale, și aici mă refer la câini și pisici, abandonate pe spațiul public, autoritățile au obligația de a-i uh, colecta de pe străzi astfel încât ace aceste animale să nu devină violente și de a uh, bugeta sterilizările astfel încât să stopăm înmulțirea necontrolată a acestor animale. Mă bucur foarte mult că la nivelul municipiului Cluj-Napoca, autoritățile publice locale și domnul primar Emil Boc a fost foarte uh, receptiv la și re... autoritățile în general au fost foarte receptive la această inițiativă pe care am pornit-o în cadrul ATOP și iată că vineri în cadrul ședinței de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca se va supune la vot un proiect de hotărâre de consiliu local prin care se vor bugeta proceduri de sterilizare atât a câinilor cu și fără stăpân, dar și a pisicilor. La nivelul municipiului Cluj-Napoca nu există un număr semnificativ de câini comunitari, pentru că noi avem la nivelul municipiului un, un centru de, de carisaj. Problema și provocarea mai mare este în ceea ce privește pisicile. Există o populație de aproximativ 4-5 mii de pisici maidaneze care sunt pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca și acelea trebuie să treacă prin procesul de sterilizare. Dar, așa cum am spus, vineri, primăria uh, și Consiliul Local va adopta acest proiect de hotărâre, iar uh, uh, clujenii vor putea beneficia de procedura de sterilizare la cabinetele care, bineînțeles, se vor înscrie uh, în această procedură și vor, uh, vor participa la, la licitație. Să nu uităm că o procedură de sterilizare costă între 400 și 500 de lei, deci este o, o, sumă, o, sumă semnificativă care, iată, este acoperită din bugetul local. Apropo de Cluj și de clujeni, că tot e podcastul ăsta la ora târzie, aș vrea să te întreb, am întrebat și pe ceilalți interlocutori din Cluj, te rog frumos să-mi spui cinci lucruri faine pe care le-ai recomanda unui prieten care nu-i clujan și vine să viziteze Clujul vara, toamna, când vrei tu, Cinci lucruri pe care le-ai recomandat. De la locații, poți să faci reclamă, să spui nume, nici fel de problemă, până, nu știu, la evenimente, dar nu spune de Antold, că toată lumea cunoaște Antoldul, deci orice altceva la de celebrul Antold. Da, îți mulțumesc foarte mult pentru, Întrebare este o întrebare foarte bună și îți spun și de ce. Pentru că da, având, și grea. având copii, nu este grea, pot da? să-ți spun nu 5 locații sau 5 obiective din municipiul Cluj-Napoca, ci vreo 20. Pentru că având copii mici, chiar mă preocupă și toată vara asta am făcut cu ei. Am fost la muze, am fost la grădina botanică, am fost în foarte, la foarte multe obiective pe care. Până la momentul actual, deși sunt de 18 ani în municipiul Cluj-Napoca, nu le-am uh, accesat. Uh, primul obiectiv, cred că cel mai frumos și mai interesant, este indiscutabil Parcul Central și chiar recomand vizitarea Parcului Central acum toamna, pentru că la Cluj e o toamnă nebun de frumoasă. Se știe. Așa este. Uh, apoi, avem Grădina Botanică, un obiectiv Unic, aproape unic, de fapt, în, în România. Mai este și Grădina Botanică de la Jibou, dar Grădina Botanică de la Cluj este mai mare, are multe, mult mai multe specii de plante. Chiar recent am fost cu băieții mei și am vizitat o expoziție de fluturi la Grădina Botanică. Au expoziții temporare și sunt foarte interesante și captivante, nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Apoi pe locul 3 ar fi muzeul zoologic. Este, în, este gestionat de către Universitatea Babeș bolyai și este uh, o, o, un fel de muzeu antipa, la dimensiuni mai mici al clujului. Este foarte interesant și îl recomand cu, cu mare drag. Apoi mai avem muzeul de geologie. Uh, este foarte interesant pentru că acolo găsim. Uh, pietre foarte vechi, foarte rare din paleolitic, neolitic, din fel de fel de epoci și perioade. Dar ce este foarte interesant acolo, acolo regăsim un mic T-Rex, ceea ce iarăși este o atracție pentru toți copilașii care sunt pasionați de dinozauri și copiii mei sunt pasionați de de dinozauri. Da. Apoi avem Muzeul de Istorie al Transilvaniei care este localizat uh, pe bulevardul Memorandumului uh, este și acolo au uh, trei expoziții dacă nu mă înșel, dar cea mai importantă expoziție este expoziția Egiptul antic, unde găsim o mumie uh, adusă de un uh, clujan din Egipt. Clujanul este uh, în Egipt un Clujan din câte am înțeles foarte bogat și acum 100 de ani a adus mumia la Cluj și de câțiva ani bun este depozitată la Muzeul de Istorie la secția de, la secția Egiptul Antic. Este iarăși o expoziție fascinantă nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Apoi mai avem Muzeul de Artă aflat în Piața Unirii cu uh, tablouri de Grigorescu, dar și Mulți alți pictori renumiți și importanței României. Muzeul etnografic de pe tăietura turcului, iarăși, este extrem de, de frumos și fascinant, mai ales vara și la sfârșitul verii, când se coc și perele, merele, nucii dau, dau roade acolo și pot să savurezi în mod direct în cadrul muzeului etnografic și fructe de sezon. Acestea sunt doar o parte, dar dacă mai avem timp pot să mai spun încă câteva obiective de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Știi că mai sunt surprins la chestia cu mumia, nu știam că da. o să vizitez și o să văd dacă mai foarte... e, e permanentă expoziție. Este o expoziție permanentă și la fel este o și o expoziție legată de uh, Grecia Antică, iarăși foarte interesantă cu uh, obiecte grecești, cu vase... Bun, Repet, itai. vara aceasta chiar uh, mi-am uh, mi rezervat timp și am, fost cu, am făcut o listă împreună cu băiețelul meu cel mare care are aproape șapte ani de zile și uh, i-am spus, uite Luca, în fiecare săptămână o să mergem la două, trei muzee. În fiecare dimineață se trezea și îmi spunea, mami, când este ziua când trebuie să mergem la muzee? Asta am făcut în luna august când copiii au avut vacanță. Am zis, trebuie să mergem să explorăm Clujul. Și, în urma vizitelor noastre, am și făcut o postare, pentru că știu că sunt foarte mulți părinți sau multe mame care ar vrea să-și ducă copiii la muzee sau la fel de fel de activități de petrecere a timpului liber sau activități culturale. Și, din păcate, nu avem la Cluj o platformă care să încorporeze toate aceste obiective sau inițiative. Și atunci m-am gândit să creez o postare. Uh, chiar înainte de, de a începe școala, cred că mai erau vreo două săptămâni de vacanță, în, prin care am recomandat părinților și mămicilor câteva obiective pe care să le viziteze și postarea chiar uh, a avut multe like-uri și multe comentarii și foarte multe uh, cunoștințe, mame, prietene de ale mele mi-au mulțumit pentru ideile pe care le-am dat și pentru faptul că uh, le-am transmis pe unde am fost pentru că nu știau de acele, de acele obiective. Și chiar cred că instituțiile. Deci există foarte multe muzee în subordinea universităților sau muzee în subordinea chiar a Consiliului Județean. Cred că ar trebui toți factorii de decizie să se pună la masă și să promoveze mult mai mult aceste obiective. Cred de asemenea că ar fi o idee minunată. Ca cel puțin o zi pe lună, Clujenii să aibă gratuitate în toate muzeele și la toate obiectivele uh, culturale pe care le are Clujul. Cred că doar așa putem să uh, însuflețim mai mult, pe de-o parte, și aceste obiective, dar și, uh, pe de altă parte, să le oferim tinerilor și copiilor alternative la ecrane și alternative la alte din păcate la alte activități pe care le-am amintit anterior și care nu le fac bine din e punct de vedere sănătății. fost mai sănătăția. sacră decât mă dea în podcastul ăsta, mi-ai vorbit de cultură, de patrimoniu, eu să fiu mai profan și îți propun o listă de 5 chestii, două le spun eu și pe următoarele de trei aștept să le spui tu, dar să fie din domeniul Horeca, sau din locuri unde îți place să te duci. Uite, mie îmi place foarte mult prima chestie, latura de Vesta pieței Unirii, pentru care de primar a fost super culit, dar acum e plină și arată senzațional, terasele sunt extraordinare și în fiecare vară se e plină. Deci l-au înjurat, dar acum stau toți acolo. Sunt mulțumiți și fericiți. Deci mie îmi place foarte mult acolo și uite, hai să le pun pe amândouă să-ți mai dați ție trei, mie îmi place la ce Guevara care e acolo și mă duc de să mănânc la perfect un restaurant italian mai nou, a patronului care are și șaurmeria Levi, <laughs> mai spunem tu trei locații unde ți-e să te duci unde, nu știu, te duci cu soțul, cu prietenii, cu colegii de partid, cu cine vrei tu. Locații sau Mă rog, restaurante, bari, cafenele, unde te simți bine în Cluj? Și ai de comandat unui prieten. Da, uite, uh, având, revenind, având copilași, uh, suntem și consumatori de pizza. Cred că cea mai bună pizza din Cluj este la Storia. Pe latura dar ce, de vest. Ce ce-ți place la pizza de la Storia? Uh, în primul rând, și mie ingredientele îmi place, să ziceți, sunt de calitate. Blatul este copt exact cât trebuie și este crocant. Uh, faptul că... Tot timpul, chiar dacă mănânci aceeași pizza, preferi aceeași pizza, parcă tot timpul are un gust tot mai deosebit și tot mai pregnant de, nu știu, ingredientul acela pe care tu-l preferi. Fie că vorbim de mozzarella, fie că vorbim de salam dolce sau... Este, din punctul meu de vedere, cea mai bună pizza și... Așa cum am spus, ingredientele sunt de cea mai bună calitate. La fel pe partea de deserturi, ne place foarte mult Bianco Milano. Din punctul meu de vedere, au cea mai bună înghețată și pot să și recomand un sortiment Richard se numește, este o înghețată de ciocolată cu multe alune prăjite. Super. Și a treia? Și a treia? să poate fi și locație. Cum da. Acum din păcate s-a închis baraca. Eram uh, clienți, să spun așa, ocazional. Acolo era cel mai bun tiramisu din oraș. Cine nu a fost odată în viață la baraca a pierdut. Eu am fost dar am la Cel mai, bun tiramisu, într-adevăr, toate, uh, toate, sortimentele de mâncare erau deosebite, dar la partea de deserturi uh, excelau. Hai să devenim spre lucruri de așa mai spre final. Le-am pus și unor colegi care au participat la podcast Liberari, co colegii de -ai tăi. Uh, două întrebări interne și una externă ca să încheiem podcastul dacă în turul 2 să presupunem că nu ajunge generalul Ciucă și ar ajunge Elena Nosconi cu Marcel Ciolacu ce ai face la vot? În primul rând nu cred în această ipoteză. Cred că până la momentul primului tur, adică până în 24 noiembrie, lucrurile se vor cerne foarte mult. Acum, într-adevăr, în precampanie, spiritele s-au încins, a fost și o competiție uh, legată de strângerea de semnături, de cine strânge cel mai mult, de uh, cine își depune primul candidatura la biroul electoral central, dar cred că până în 24 noiembrie lucrurile se vor cerne atât de se mult. Încât... Că ar ajunge cei doi, că nu ar ajunge, nu știu, dintr-o greșeală. Votanților ajunge cei doi. Pe cine ai opta? Acum, răul cel mai mic, din punctul meu de vedere, la acest moment, este doamna Lasconi. Răul cel mai mic dintre cei doi. Pentru că, așa cum am spus și în podcast, domnia sa, în ultima perioadă, are derapaje serioase și mi se pare că se abate grav de la, de la adevăratele subiecte ale societății, dar nu pot să spun că aș pune efectiv ștampila Stampila. pe domnia sa. Pot să spun că voi merge la vot indiferent cine va intra în turul 2 pentru că mă gândesc... Stai că vine și a doua întrebare, ca să scap repede de ea. George Simeon Marcel Cioracu. Doamne ferește! Doamne ferește! Nu, exclus. Deci și în această ipoteză voi merge la vot și... Uh, este evident Repetăm că dacă vor, vor, fi, vor fi cei doi, în voi, voi la votul. În niciun caz nu nu sunt croită să votez cu Partidul Social Democrat. La alegerile europarlamentare am făcut o excepție. Pentru că la alegerile europarlamentare PSD a candidat pe aceeași listă cu PNL și PNL a candidat pe aceeași listă cu PSD. Deci a fost o alianță, să spun așa, atunci a fost o excepție. Cu am scris-o de multe ori monstruoasă coaliție. Dar în momentul în care nu știu, sunt pusă în situația să aleg PSD versus Aur. În niciun caz nu aș alege niciunul dintre cele Hai Să trecem la întrebarea de politică internațională. Dacă ai fi cetățean american și mă rog, că urmărești cât de cât politica internațională, spre cine ți-a îndrepta votul, Kamala Harris sau Donald Trump? Kamala Harris, indiscutabil. O apreciez și o admir foarte mult pe, pe această doamnă. Cred în capacitatea ei, mi se pare cea mai lucidă persoană, nu doar că este femeie, dar este o doamnă extrem de ancorată în, în realitatea societății din Statele Unite. Nu spun că este perfectă. Nu cred că este politicianul perfect în, în această lume. Este vreun politician perfect, dar cred că Kamala Harris poate să fie un real sprijin, în primul rând, pentru Europa, din calitatea sa de viitoare și viitor președinte al, al Statelor Unite, și pentru România. Uite, de obicei, acum încheiam emisiunea, dar totuși, să-ți mai pun în întrebare. De vreo 4-5 ani a trecut moda curentului progresist și a revenit moda, zic eu, anilor 90, cu un curent suveranist, naționalist, aș traduce. Cumva. Au și SOS au confiscat simbolic și pe nedrept termenul de patriot în discursul public? Pentru că mă îndoiesc că în PNL și în PSD n-ar fi membri de partid patrioți. Sunt membri de partid patrioți. Cu siguranță. Cum ți se pare faptul că aceste două partide au confiscat Termenul de patriot, ideea de a-ți iubi țara, pentru că eu nu cred că este membru de partid național liberal care să nu-și iubească țara. Categoric. Deci este evident că au confiscat aceste... Și ce recomanda românilor în privința asta? Că e important un mesaj din partea unui politician tânăr. În primul rând să nu ne lăsăm acaparați de extremism. Trebuie să fim moderați și... În primul rând aș sublinia faptul că putem avea uh, simțul uh, tradițiilor, a naționalului, a uh, valorilor, a culturii noastre și în spațiul european. Noi în primul rând suntem cetățeni ai României în spațiul european. Toate aceste teme pe care AUR și SOS le-au uh, expus de-a lungul timpului cu scopul de a Confisca, pot să spun, uh, zona aceasta de, de, de naționalism, n-au făcut altceva decât să uh, ne ducă într-o într zonă de extremă, de extremism. Ceea ce nu este în regulă. Așa cum am spus, trebuie să fim ancorați în realitate, să fim preocupați, bineînțeles, să ne păstrăm și valorile, cultura, tradițiile, dar în același timp să considerăm că acest spațiu european ne poate asigura libertate, egalitate și fraternitate, așa cum spune francezul. Uite, n-aș vrea să plece așa menajându-te și vreau să spun o întrebare care e foarte relevantă pentru anul electoral 2024, mă refer la locale. Eu am observat un anumit tip de hate care a existat într-o mai mică zona societății, Clujene, promovată de politicienii ai opoziției și de către un fost coleg de-al vostru, Sabin Sărmaș. Și întrebarea e simplă. Crezi că acești oameni care îi care îl contestă pe Emil Boc astăzi, mă refer la cei politici, au capacitatea de a gestiona proiecte în valoare de 5 miliarde de euro? În egală măsură realizează oare mulți care fac politică din Cluj ce înseamnă proiecte în valoare de 5 miliarde de euro pentru un oraș ca și Clujul? Adică nu vorbim nici de București, nici de Viena, nici de Barcelona. 5 miliarde e o sumă uriașă. Adică Uh, nu pică din copac bani să ne înțelegem cum caracterizezi toată starea asta de spirit din primăvară de agitație eu am mai spus-o și când am cu scurgea tăi tăi, eu nu l-am votat pe Boc niciodată, nu știu dacă l-aș vota vreodată, dar m-a scos din sărită hate-ul ăsta generalizat care nu s-a bazat pe ceva concret, eu n-am văzut să vină un candidat să spună băi uite-te, eu vreau să fac în loc de centură și metrou, nu știu, vreau să fac o, un tunel uriaș. Au venit și au contestat efectiv niște termene de realizare unor proiecte. Cum evaluezi opoziția vis-a-vis de Emil Boc? Da, este absolut regretabil că, mă rog, foști colegi care 12 ani de zile sau 14 ani de zile pentru cei din vechiul de PNL au fost, practic, în. Același partid cu noi, au participat la toate întâlnirile politice, au avut funcții politice, dar în nicio discuție nu uh, au spus: Uite, consider că acel proiect al clujului trebuie făcut nu așa, ci altfel. Consider că, prin prisma expertizei mele, uh, ar trebui să, să clujul să beneficieze de mai multe fonduri în consecință să merg la București, să mă bag cu, cu, cu cărămida în piept și să aduc mai multe fonduri pentru acele proiecte. În schimb, am văzut cum anumiți colegi pleacă din partidul nostru își se consacră ca și independenți, ca și cum 14 ani de zile nici usturoi nu au mâncat, nici gura nu le miroase și aruncă cu pietre nu au aruncat doar în domnul primar Emil Boc, ci au aruncat cu pietre în tot leadership-ul partidului și, automat, și în membrii, în toți membrii de partid. Pentru că să pleci, să te descotorosești atât de ușor de o formațiune care, practic, te-a propulsat atât în Consiliul Local, cât și în Autoritatea pentru Digitalizarea României dar mai ales în Parlamentul uh, României. Să nu uităm că toate funcțiile pe care domnul Sărmaș le-a avut au fost obținute sub cupola Partidului Național Liberal. Domnia sa a candidat uninominal, să spun așa, doar la uh, alegerile locale și așa cum a subliniat, a obținut acele voturi, din păcate, în baza unui... Uh, Uh, Aici hate și a unui scandal e... pe care l-a menținut nu permanent. Nu e vorba doar despre el. Adică au fost, au fost mai mulți factori din zona opoziției. El a fost cel care a capitalizat să zic uh, cel mai mult poate voturile împotriva primarului Boc, care oricum a ieșit cu 45%, adică cu un scod uriaș, raportând de la alți primari de orașe mari în țară. Da, tot legat de asta, mai am o întrebare că realmente nu înțeleg, poate poți să-mi explici tu, de ce să participe, și bravo lui că l-a dus pe Celacu, de ce să participe celacul la un podcast cu un deputat independent care, adică, care candidează cu candidata candidat la primă, e independent de dreapta și vrea să, adică, vezi o legătură între PSD și sau, nu știu, între alt partid și se pare este evidentă legătura domnului Sărmaș cu PSD și această legătură am văzut-o inclusiv cu ocazia alegerilor locale, în momentul în care au fost fel de fel de sondaje de opinie, în care singurii doi candidați, pe care acele sondaje le expuneau în fața opiniei publice, au fost domnul Emil Boc, respectiv domnul Sabin Sărmaș. Candidatul PSD nu era luat în considerare, la fel și candidatul USR. De atunci am, am considerat că este evidentă, evident sprijinul pe care PSD îl oferă domnului Sărmaș și, la fel și acum, la alegerile parlamentare, cred că este. Evident, faptul că domnul Sărmaș nu candidează independent, ci este susținut de către PSD, astfel încât să fie validat în, în calitate de deputat și apoi, bineînțeles, să candideze din nou la primăria municipiului Cluj-Napoca. Eu cred că cetățenii și clujenii s-au lămurit în ceea ce privește domnul Sărmaș una este să vii să spui vreau să fiu primar și mă rog, domnul Bog nu face bine aia, 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 alta este să vii să spui că vreau să fiu în deputat și în Parlamentul României la al doilea mandat, ok, dar ce ai făcut tu în primul mandat pentru clujeni? Concret ce proiecte legislative ai făcut în sprijinul clujenilor sau câte fonduri ai, uh, ai făcut lobby, exact, în Guvernul României, astfel încât să, nu știu, sistemul medical, sistemul de învățământ, sau, exact. acum știi și tu că ai fost în Parlamentul României, cu ocazia bugetului general, parlamentarii pot depune amendamente pentru obiective specifice din județul lor. Din păcate, domnul Sărmaș nu a făcut absolut nimic pentru, pentru Clujeni, și, și acum mai, mai mult vine și. Uh... Dar aici uh, trebuie să completăm, să spunem că foarte puțin deputați fac ceva pentru. Eu știu că tu ai colegi în, în Parlament din partea PNL Cluj, dar îți spun cu mâna pe inimă că cu câteva excepții n-aș putea să zic că sunt foarte mulțumit comparându i cu mine, am avut lipsă de modestie sau cu, cu câțiva colegi din alte mandate. Deci. Nu, nu e singurul care să zică... Că... Uh, Sabin Sărmaș, în patru ani, de, aproape patru ani de parlamentarism, nu a fost în audiențe la primar sau să susțină audiențe cu cetățenii în comunele din județul Cluj, în municipiile județului Cluj. El, cred că pe 90% din primarii PNL, nu îi cunoștea. Nu avea numerele lor de telefon. Și acum vii și mergi cu bicicleta Două zile în opt comune din județul Cluj. Mă cam îndoiesc că tu, în calitate de politician, în două zile poți să stai uh, la masă cu oamenii, să le iei problemele, să, să le expui soluții, pentru că, în momentul în care, la acest nivel, stai de vorbă cu oamenii, ar trebui să ai și soluții la îndemână pe care să le, să le expui. Deci, din păcate, el nu și-a făcut treaba în cadrul partidului, să spun așa, nu a, nu a știut să relaționeze cu, cu baza partidului, cu oamenii care i-au făcut campanie electorală. Hai să, hai să te întreb direct, este adevărat că multe situații au fost impuse de București? Da, așa de este. Este o organizație definitiv. de Cluj? Așa Pentru este. că se discută în Cluj lucrurile astea, sunt jurnaliști buni care au scris. Deci a fost cumva o impunere în anumite momente, cât că pe vremea lui Ludovic Orban, în special, un numai tip de impunere față de Puneația din Cluj. Așa este și organizația, cu toate acestea. Și și o <sus> între vechi, PDL și PNL, a fost. Organizația cred. Cluj, cu toate acestea, l-a susținut, probabil a considerat că. pentru că el și-a lansat candidatura la primăria municipiului Cluj-Napoca la începutul acestui an, și probabil a considerat Februarie. că nu va mai fi susținut pentru, pentru încă un mandat în Parlamentul României, dar nu a sau nu mai n-ar mai fi fost susținut în baza inactivității lui și faptul că el a pierdut total contactul cu cu, cu partidul, organizația. cu organizația PNL Cluj. Degeaba vine un nu știu, lider de la nivel național și Laudă un anumit coleg atâta timp cât colegul nu este uh, ancorat în realitatea organizației, nu preia problemele primarilor, nu participă la întâlnirile noastre de partid. Acestea sunt uh, lucruri basic pe care domnul Sabi Sărmaș. Uh, putea să le facă și probabil altul era deznodământul, dar a considerat că este mai bine să faci pe, pe haiducul și să mergi așa de unul singur să te iei și să candidezi independent, să te iei la trântă cu un primar care și-a sacrificat timp, energie, tot ceea ce nu știu, ani frumoși din viață pentru Cluj și vedem fiecare dintre noi, deci cred că trebuie să fii orb, să nu uh, apreciezi tot ceea ce s-a făcut în, uh, în municipiul nostru timp de 20 de ani. La modul cel mai sincer. Eu, la bază, nu sunt Clujancă, sunt din județul Sibiu. Am spus, în momentul în care am venit la Cluj, că dacă va fi cazul să mă mut din Cluj, mă voi muta din țară. Pentru că, la acest moment, Clujul îți oferă tot ceea ce Ți-ar putea oferi un oraș civilizat. Și când mă gândesc la. Din, vest din vestul Europei? Să mergi ca și femeie la ora 11 noaptea pe stradă și să nu-ți fie frică că uh, cineva te va agresa sau că, uh, nu știu, vei fi lovită. Deci, din punct de vedere al siguranței, al securității, al nivelului de educație și știm foarte bine de trai locul că de muncă. Clujul este un, o capitală universitară, un centru universitar, un centru medical. Este locul în care cred că fiecare român și-ar dori să trăiască și să locuiască și chiar s-au făcut studii în, acest, în această privință și știu că Clujul a ieșit pe locul 1 la nivel de intenție de uh, a schimba domiciliul din uh, orașul actual într-un oraș care îți oferă alte perspective la nivelul României. Deci din, aceste, din acest motiv cred că administrația publică locală, și a făcut extraordinar de bine treaba. Normal că sunt proiecte pe care ni le-am asumat și sunt proiecte serioase și uh, care implică uh, în primul rând răbdare din partea noastră și aici mă refer la uh, metrou, la trenul metropolitan, la spitalele pe care ni le-am asumat că facem inclusiv la nivelul Consiliului Județean Cluj, Spitalul Pediatric Monobloc, uh, Centrul de Transplant, mai avem spitalul regional de urgență. Deci sunt proiecte majore care se fac la nivelul municipiului și la nivelul județului, dar acestea sunt gândite pentru Clujul celui un milion de locuitori. Trebuie să ne gândim în perspectivă în perspectiva peste 10, chiar 20 de ani când Clujul copii... domnului Buzăianu, când lui vedise la un moment dat când a candidat în 2016 cu Chiar și, domnul, chiar și domnul Boc a spus lucrul acesta și când spunem Clujul celui un milion de locuitori nu ne referim la municipiul Cluj-Napoca, ci la județul Cluj, la uh, toată zona, zona metropolitană, pentru că vedeți că sunt și în județul Cluj orașe care uh, prosperă și aici mă refer la Turda, la Câmpia Turzii. Chiar și la DEJ, la GHERLA, sunt administrații care funcționează, care au atras fonduri europene, care au infuzat bani europeni și bani guvernamentali în dezvoltarea infrastructurii, în crearea de locuri de muncă, în atragerea de investitori și toate aceste facilități au determinat, în primul rând, ca oamenii, pe de o parte, să nu mai migreze în străinătate, pe de altă parte. Să aibă parte de cele mai bune condiții la ei în comunitate. Și acesta este, practic, obiectivul PNL în ansamblul său, Partidul Național Liberal. Să creăm dezvoltare și facilități la noi în comunități. Maria, eu îți mulțumesc pentru prezență. Pot să vă spun, dragi prieteni, că în privința Mariei sunt subiectiv pentru că o cunosc de atâția ani cu uh, foarte multe bune și cu poate prea puține rele e un om minunat eu sper în continuare să îți duci până la capăt și să continui lupta asta antidrog uh, probabil că e cea mai importantă acțiune pe care a făcut-o un consilier județean în ultimii patru ani uh, în afară de a ridica mâna și de a vota niște proiecte sincer nu mi-am de un proiect independent de consilier județean și te felicit și o să ai parte și de susținerea noastră totală în demersul ăsta și te aștept mă rog, până în să dacă dorești să vii la un nou podcast ori cu mine, ori cu colegul meu Adrian. Și îți mulțumesc că ai venit în seara Mulțumesc asta. și eu tare mult pentru invitație, pentru faptul că mi-ați dat oportunitatea de a-mi expune proiectele, gândurile, activitatea mea politică. Ce doresc uh, să menționez este că tot ce am făcut nu am făcut singură, am făcut în echipă și vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor, atât din cadrul Partidului Național Liberal, din Consiliul Județean, din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, pentru tot sprijinul și pentru faptul că există, există oameni de bună credință și oameni de acțiune care vor să schimbe lucruri și care vor să facă lucruri bune. Mulțumesc. Eu mulțumesc. O seară bună! a semana